Bună ziua, vom vorbi astăzi despre plata amenzilor. O societate comercială primește 4 amenzi pentru nedeținere de rovinietă prin poștă. Le achităm 48 de ore, jumătate din termen, în conformitate cu procesul verbal, la primăria de domiciliu prin chitanță. După aproximativ 30 de zile primește somație de la ANAF pentru a plăti amenzile respective. Din documentarea realizată ulterior, rezultă totuși că amenzile trebuiau achitate la ANAF, iar primăria le-a încasat în mod eronat. Ce se întâmplă în situația în care primăria este dispusă să restituie sumele respective ca să le plătesc la ANAF, dar cei de la ANAF solicită să le plătesc în întregime? Mă pot prevala oare de ordinul 1311 pe 2008? Specialiștii portalului contabilitate.ro ne spun următoarele. În conformitate cu prevederile punctului 3 din procedură de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată, întocmite de debitor potrivit obligațiile fiscale aprobate prin OMFP 1311-2008, acest act normativ se aplică exclusiv pentru îndreptarea erorilor materiale privind plățile efectuate în conturi bugetate de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cu toate acestea, având în vedere prevederile articolului 114 al 4 și 5 din codul de procedură fiscală, dar și prevederile articolului 5 alineatul 1 referitor la aplicarea unitară a legislației pe teritoriul României, în raport cu bugetul general consolidat, care cuprinde nu numai bugetul de stat, dar și bugetele administrației publice locale, considerăm că solicitarea de constatare a plății în termen de 48 de ore, a jumătate din minimul amenzii, poate fi admisă. În acest sens, subliniem necesitatea analizei cu atenție a aliniatului 4 articolului 114 din Codul de Procedură Fiscală, care condiționează recunoașterea valabilității plății de la momentul efectuării acesteia la debitarea contului plătitorului și de creditarea unui cont bugetar. Astfel, urmează să invocați faptul că această condiție nu vizează un cont al bugetului de stat, ci utilizează noțiunea mai amplă în concordanță cu prevederile menționate mai sus la aplicarea unitară a legislației în raport cu bugetul general consolidat. În sensul acestei proceduri, urmează să solicitați primăriei ca în temeiul articolului 114 alineatul 4 și 7, coroborat cu articolul 116 alineatul 2 din codul de procedură fiscală, să vireze sumele încasate eronat direct în contul devenit bugetar, administrat de către ANAF. Totodată, veți solicita organului fiscal îndreptarea erorilor materiale din documentele de plată în temeiul dispozițiilor codului de procedură fiscală, urmând ca în cazul refuzului să vă adresați instanțelor de judecată.